A apărut Duster-ul cu siglă nouă. O să vedem, 1, care sunt diferențele față de Duster-ul vechi. 2, cât de bun e Duster-ul off-road. Toată lumea laudă, bă, e bun Duster-ul, e foarte bun Duster-ul off-road. Hai să vedem. Și ca termen de comparație, Ford Ranger Raptor. Aveți review complet la asta pe canal, pe mașini cu Luci Popa. Dacă vreți informații, vă uitați acolo. Astăzi ne concentrăm pe Duster-ul nou, diferențe și off-road versus Raptor. Cum se descurcă? De ce lumea cumpără Duster pentru off-road? Vereștiuc și-a luat una pentru off-road. Există cluburi de Dusteriști de off-road și din 2024 s-ar putea ca noul Duster să nu mai fie la fel de bun în off-road, să fie mai mult un SUV de familie decât unul care e bun în off-road. Nu știu ce o să facem cu mașinile, căutăm și noi chestii de urcat, de coborât, o să prezentăm camerele, sistemele și așa mai departe. Și o să vedem cum se descurcă astea în off-road. Deci, sper să nu rămânem cu vreuna pe undeva. Primul test va fi râul, dacă traversează râul. Doamne ajută! Hai, și cu asta mașina cu Luci Popa începe! Dar înainte de toate, ai o mașină mai nouă de 2010 și ești din București, ce poți face cu mașina aia? Păi poți face ride sharing. Mașina cu Luci Popa are o flotă parteneră și poți face Bolt, Uber, Black Cab sau Splash. Care sunt avantajele? Păi fii atent aici. Copii conforme și ecusoane gratis, atestatul gratis, comisiuni din net, nu din brut. Colantul se comisionează conform comisiunului standard și promoții în flotă. Dacă vrei să faci asta, sună-l pe Bogdanel la 0784 840 696, da, sau intră pe flotabolt.ro, lași numărul tău de telefon și te sună o secretară mișto. Nu uita să spui că vii de la mașină cu Luci Popa și baftă! Dar înainte să mergem în off-road, diferențe Duster facelift pre-facelift și Duster facelift facelift. La Duster-ul facelift cu sigla veche, avem sigla veche și în far și avem un contur cromat în jurul farurilor. La Duster-ul cu sigla nouă avem un contur alb și sigla nouă aici în far. Ca să scurtăm, o să zicem Duster alb, Duster khaki. La Duster-ul alb avem grila veche cu elemente cromate și sigla desfăcător de bere. La noul Duster avem grila nouă, emblema nouă Duster, emblema nouă Dacia și este texturat, doar că peste textura aia au pus un plastic transparent din ăsta mai gros așa. În rest, cred că se potrivesc grilele între ele. O altă diferență e că aici avem camera pentru round view monitor și la aia nu avem pentru că nu a fost configurată. Și hai să zicem o mică diferență. Deci, prețul acestei mașini, listă fără rabla, fără reduceri, 22.600, asta e 24.300, același motor, aceeași cutie, asta are în plus vopsea metalizată, round view monitor și scaune încălzite. Deci, cumva, mașina s-a scumpit cam cu 1000 de euro per ansamblu. La Duster-ul cu siglă veche, facelift, dacă îți dau versiune superioară, ăsta este un Prestige, primeai element de protecție de culoare argintie, să zicem. La Duster-ul nou, primește element de culoare gri închis, dar la versiunile ceva mai slab echipate, toată bara e neagră. Problema e că acum e mai greu să diferențiezi bara neagră de gri închis, pentru că gri închis e foarte apropiat de negru de pe bară. Proprietarul acestei mașini nu a ales vopseaua metalizată, dar pe Duster-ul nou există o vopsea metalizată nouă. Lichen khaki se numește. Înainte vopseaua metalizată costa 400 de euro, acum costă 460, deși nuanțele sunt aceiași cu adaosul lui lichen khaki. Astea sunt cheile, sigla veche și sigla nouă, în rest cheile sunt identice. Interesant este că și pe spate, dacă desfaci cheile, scrie Dacia cu sigla veche și Dacia cu sigla nouă. Aici și aici. Jantele sunt la fel, diferă capacele. Sigla veche, sigla nouă. La Duster-ul cu sigla veche scrie 4-wheel drive aici, da? Foarte frumos. La Duster-ul nou nu mai scrie 4-wheel drive aici. Dar scrie 4x4 aici, dovadă că 4-wheel drive, 4x4 și all-wheel drive sunt doar niște denumiri de marketing. Fontul de la blind spot la oglinda veche e mai subțire, o să vedem că la celălalt e mai gros. Culoarea este argintie și Duster-ul acesta nu a putut fi cumpărat cu oglinzi rabatabile electric. Pe când noul Duster are oglinzi rabatabile electric, oglinzile sunt gri, nu mai sunt argintii și fontul de la blind spot e altul, e mai gros și mai vizibil. La Duster-ul vechi avem barele argintii și emblema Duster cromată.
La Dusterul nou avem barele gri și emblema Duster neagră. La Dusterul cu siglă veche avem și emblema veche în stop. Întrebarea este următoarea. Dacă tu faci accident cu un Duster din ăsta peste 2-3 ani și schimbi tripla, primești siglă nouă în stop sau siglă veche? Pe când la noul Duster avem noua siglă în stop. Spatele la Dusterul vechi. Siglă veche, Duster scrie aici, protecția argintie și iată, terminație cromată la evacuare. Dusterul cu siglă nouă, noua emblemă, nu mai scrie Duster aici, scrie Duster aici și poți să-l dezlipești. Și 4x4 la fel poți să-l dezlipești, să-l pui pe Logan sau mai știu eu pe ce vrei să-l pui. Da, protecție gri și nu mai avem protecție cromată la evacuare, este țeava goală. Și acum spatele la Duster arată ca omulețul de la Pringles. Avem ochii, avem nasul și avem mustața și avem gura. Deci arată ca un mustăcios. Acum, când intri în noul Duster, ai un sunet. Te și speri. La vechiul Duster nu aveai. Hai să vedem. Comenzile pentru oglinzi erau aici, blind spot-ul era aici, gurile de ventilație erau rotunde, avem acest element cromat aici și, evident, butoanele pentru geamuri foarte ok și maneta cromată. Hai să vedem cum arată la Dusterul nou. Opa! Nu mai avem comenzile pentru geamuri aici, dar avem conturul ăla, unde trebuia să fie decupajul în plastic, vedeți? Ha! Ce tare! Blind spot-ul e totul aici. Nu mai e cromat, este satinat. Nu mai e cromat, este satinat. Și pentru că avem rabatare electrică, avem acum butoanele pentru rabatare aici, plus comenzile pentru geamuri aici pe ușă. Deci s-a schimbat tot acest element. E luat de la noul Logan, noul Sandero, noul Jogger. Nu că ar exista vechiul Jogger. Hai să vedem Dusterul vechi. Volanul cu siglă veche, foarte frumos, da? Contur cromat. Guri de evacuare, de ventilație rotunde, contur cromat. Sistemul de infotainment Medianav care are fontul vechi. Apoi, climatizarea cu contur cromat. Schimbătorul cu contur cromat. Contur cromat aici. Contur cromat la selectorul 4x4. Aici avem frână de mână cu buton cromat. Însă, probabil cea mai interesantă diferență este aici. Și aici vreau să vină șoferii și proprietarii de Duster să-mi spună. Deci mașina asta nu a venit cu opțiunea, nici măcar să poți să o pui, de senzor de ploaie. Pe când celălalt Duster are. Dar eu am văzut niște Dustere care aveau aici senzor de ploaie. Să-mi spună cineva, ați putut să vă cumpărați Duster cu senzor de ploaie înainte de modelul ăsta cu siglă nouă? Da sau nu? Chiar sunt curios. Interesant este că deși mașina asta este 2022 și aia e 2023, asta a făcut mai puțin kilometri, nu prea s-a mers așa cu ea. În rest, alte diferențe majore țineți minte aici, da? Acest bumerang este deschis la culoare, pe când la celălalt Duster sunt curios ce culoare o să fie. Dusterul nou, volan, siglă nouă și contur satinat. Aici la temporizator, pentru că avem senzor de ploaie, avem mai multe tipuri de mai multe trepte, pe când la celălalt Duster ai una parcă sau câte. Una, da. Exact. Gurile de ventilație sunt altele, da. Sistemul de infotainment a primit font nou, ca să fie în temă. Da, contur de climatizare satinat, schimbător cu contur negru, satinat aici. Aici nu mai este vopsit deloc, e plasticul lăsat așa. La fel, aici nu mai este cromat, este plasticul lăsat așa cum l-a lăsat Dumnezeu. Cotiera este aceeași, tapiseria este aceeași, senzorul de ploaie cu oglinda bej. Așa vă dați seama, când vedeți un Duster venind din față, așa vă dați seama. Oglindă bej sau oglindă neagră, cum are Dusterul celălalt, fără senzor de ploaie, dar vreau să știu dacă puteți să puneți pe Dusterul cu siglă veche senzor de ploaie, pentru că proprietarul n-a putut, când și-a cumpărat acel Duster, să-și pună această opțiune. În rest, cam astea ar fi diferențele pe partea asta, dar o să trecem pe partea cealaltă. Pentru că au schimbat comenzile pe partea, trebuie să le schimbe și pe partea cealaltă pentru piața din Marea Britanie. E aceeași piesă, doar că este decupată altfel, dar mărimea este aceeași ca să aibă aceeași matriță. Vedeți? E diferit la Dusterul nou. Mânerele sunt satinate, nu mai sunt cromate și, apropo de satin și de cromat, bumerangul e negru acum cu o dungă satinată, nu mai e toată cromată.
Deci s-au schimbat destul de multe elemente la interior. Ceea ce înseamnă că dacă ai un Duster vechi, poți să-l achesorizezi cu piese de pe Duster-uri noi. Aici nu găsim diferențe, însă vedem niște oxidare, da? La acele componente. Practic e oxidare de suprafață, dar nu intră în interiorul componentei în următorii 10-15 ani. Arată urât, dar nu trebuie să vă faceți griji. Ține doar de cantitatea de aluminiu sau oțel din această piesă și e doar o oxidare de suprafață. Dacă dați cu Teroson, nu o să mai aveți problema asta, dar ce-i drept, la prima vedere, s-ar putea să vă speriați. Nu vă speriați, e doar oxidare de suprafață. Nu e rugină, nu o să vă mănânce rugina mașina. Bun, avem camere 360, cameră spate, mai multe tipuri de vedere, din față, din spate. Hai să lăsăm așa, față, sau hai să o lăsăm 360, hai 360. Am pus-o pe rock crawl și fii atent aici, mașina vrea să plece singură, chiar dacă e în parc. Să închidem geamul aici, că bate vântul. Știți vorba aia cu... Pe aici trece și Duster-ul meu. O să vedem. Dar cât de adânc o fi mai în față, mă? Aia e problema. Opa. Olelei. Super tare. Deci automat pe rock crawl te trece în four low. N-am avut nicio problemă cu asta și acum hai să ne și întoarcem. Marș arier. Se vede pe cameră tot 360-ul și de data asta o să încerc să o pun pe 360, să mă uit pe 360, astfel încât să văd, să ne uităm și aici. Opa. Uite ce bine se vede pe 360. Mama mia. Problema n-ar fi și nu este adâncimea, nu e nici apa, sunt pietrele, că e posibil să-ți alunece mașina. Opa, așa. Cum se vede de afară? Super tare. Și acum hai să ne urcăm un pic, filmează și asta. Hai să ne urcăm un pic, că toți suntem pe pietre, pe rock crawl. Hai să ne urcăm așa, să ocolim Duster-ul. Avem și RAV4 ca mașină de asistență. Deci cred că asta ar trebui să fie mașina de asistență. Gata! Hai să vă arăt o chestie mișto. V-am arătat-o și în review la Raptor, dar hai să vă mai arăt. Oprești motorul, mașina e în drive. Acum trebuie să o dăm pe lock. Four-wheel drive lock, cu piciorul pe frână, fără frâna de mână trasă. Four-wheel drive lock, cu diferențialul central blocat, 50-50 cuplu față-spate. Și acum hai să vedem. Ia, hai să pornim și camerele. Să vedem față, lateral. Lateral filmează Harry Potter și dăm din față atunci. Se simte că e mai joasă decât Raptorul, dar n-are nicio treabă. Merg cu ambreiajul puțin călcat, deși treapta întâi la Duster, treapta întâi la Duster suplinește reductorul. Bravo, bravo Dusterica, bravo. Și sincer, parcă am avut mai puține emoții cu asta decât cu Raptorul. Hai să întoarcem. Să întoarcem. Ia să vedem, urcă pe aici, urcă, n-are nicio treabă. Bun, Dusterul, n-a atins nimic, nimic n-a atins. Hai să ne întoarcem. Acum o să fie mai nasol, dar nu folosim Hill Descent Control-ul acum, o să facem test de Hill Descent Control un picuț mai târziu. Uite ce mișto se vede pe cameră. Ce mișto se vede pe camera față. Rezoluția nu e cea mai bună de pe pământul ăsta, dar nu cred că ăsta e scopul. Bravo, Dusterica. Bravo. Super tare. Uhu! Duster! Bun, și acum sunt pe un drum forestier
înainte să ajungem pe porțiunea de off-road, așa, am primit traseul de la niște experți, adică nu mă duc eu de tâmpit. Dar uite, avem un drum forestier, nici nu trebuie să o pun în 4x4 pe asta, că asta merge cu tracțiune spate la ce cauciucuri are, fără nicio problemă. Uite, poți să mergi cu 40-50, dacă ai merge cu o mașină normală pe aici, ai termina-o. Sunt curios cum o să meargă și Duster Rescue pe aici, pentru că cu asta n-ai nicio problemă. Evident, nu cred că trebuie să pui tracțiunea integrală nici la Duster pe aici, dar e mișto că poți să mergi cu asta cu viteză pe aici și nu prea simți. Suspensia nu bate, nu troncăne, nici nu se chinuie mașina asta. Așa ar putea fi numită mașina asta, mașina care nu se chinuie. Ia. Ha, ha. O plăcere să mergi cu asta pe un drum din ăsta. 54, 55, 60. Cum o să facem altceva? O trecem pe Nămol, înainte să mergem cu Duster-ul pe drumul pietruit. Și hai să punem camerele. E trecută pe 4 high, dar o trecem pe 4 low. Să vedem dacă merge pe mud, pe 4 low. Neutru, 4 low, shift in progress. Deși pentru chestia asta nu cred că are nevoie. O să facem o urcare. Da? Gata. Trecem în drive. O să facem niște urcări. O urcare. Ia să vedem. Chestia la Raptor este că are ampatamentul lung. Având ampatamentul lung, da, există riscul să rămâi la un moment dat blocat. Da, uite că n-am atins deloc aici. Dacă urcă și Duster-ul pe aici, e tare. Da. Și aici, la urcare, trebuie să-i dai constant, fără frică. Fără frică și vezi și în față că ai camera de față. Mai avem opțiunea să blocăm și diferențialul față dacă vrem, nu acum, momentan nu. Să vedem Hill Descent Control, Trail Control, Use Set Button to Set Speed. E un fel de Hill Descent Control ceva mai... Și acum hai să și coborâm și dăm Set. Și o ține cu 2 km pe oră și coboară singură. Coboară. Ha, ce tare. Deci n-ai niciun stres. Evident, avem și senzorii de parcare care mai buzeie un pic. Și acum hai să ieșim din Hill Descent-ul ăsta, Trail Assist, și să mergem înapoi. Fără nicio problemă, Raptorul. Fără nicio problemă. E roata în aer? Pe partea cealaltă, ia uite-te. Pai de capul meu. Oh. Wow. Tare Raptorul. Four wheel drive lock și de data asta la urcare cu Duster Rescue. Duster-ul e ușor, are ampatamentul mai mic. Ar trebui să urce fără probleme. Aici e altă chestie, că trebuie să o ții din ambreiaj. Aici trebuie luată în un pic în lateral ca să urce. Urcă, mă, urcă, urcă, să nu rămânem suspendați, atâta tot. Nu rămânem. Bun Duster-ul. Bun Duster-escu. Bun. E, aici e partea nasoală. Pentru că
trebuie să urcăm cu ea cu ceva cuplu. Cuplu de diesel, tati. Cuplu de diesel, 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 cuplu de diesel. Oh. Oh. Fantastic. Fantastic. Ah, n-am trecut-o în loc. Ba, da, e în loc. E în loc și acum încercăm cu hill descent-ul, hill descent on. Și acum mergem liniștiți. Ia. Ei, asta e singura chestie că Raptorul a lăsat o urmă acolo. Și noi nu o să mai coborâm pe exact același loc pe unde a coborât Raptorul. Bun, am coborât cu amândouă, s-au descurcat bine. Acum suntem pe porțiunea de drum forestier, pe care o luăm cu Duster-ul. Și până ne obișnuim un pic cu Duster-ul, hop. De asta și a lumea Duster, pentru că pe drumuri forestiere din astea, nu prea poți să-ți iei mașină nouă și ieftină pe care poți să o plimbi pe drumurile astea cam fără griji. Și în oraș nu prea ai griji în ceea ce privește gropi, denivelări, linii de tramvai. Ăsta este principalul avantaj al lui Duster și de fiecare dată când merg cu un Duster simt că nu trebuie să am atâta grijă cât am cu alte mașini mai de lux, mai nedelux, cu gardă mai mică. Totuși Duster-ul are ceva gardă, 213 mm în varianta asta și se descurcă bine. Ce-i drept, nu poți să mergi pe drumul ăsta cu 50-60 cum mergi cu Raptorul, dar mașina se descurcă onorabil. Evident, vei simți vibrațiile prin caroserie, e normal, dar mașina chiar e super decentă. Te bălângă-n puțin, dar din nou, cu Duster-ul nu prea ai probleme. Acum suntem pe 4-wheel drive auto, deși poți să mergi și cu tracțiune față pe aici. Nu e ceva neobișnuit. Auto e simplu. Când mașina detectează că roțile față derapează, atunci transmite cuplu și către puntea spate. Ia să vedem. Hop. Hop. Și treapta asta întâia care ia loc de reductor e chiar utilă. În oraș, în schimb, lumea zice, câte am înțeles, scrie și în cartea mașinii, poți să pleci cu a doua de pe loc, dar eu nu sunt mare adept al plecării cu a doua de pe loc. Ia, hai să facem o plecare de pe loc cu a doua. Poți să pleci cu a doua de pe loc, cam fără probleme. A mie tot îmi place să plec cu a întâia, mă simt eu mai bine așa. Am impresia că mașina n-o să moară, motorul n-o să moară. Ia, hop. Da, e decentuță. Decentuță. Uite, pic de namol, dar n-ai niciun stres cu ea. Bine, ăsta nu e un drum forestier greu, dar depinde cu ce viteză vrei tu să mergi pe aici. Acum am ajuns pe un drum forestier ceva mai abrupt așa. Problema nu e terenul, nici pentru Duster, nici pentru Raptor. E că e drumul îngust. Și când ai drumul îngust, te sperie puțin, mai ales dacă nu ai neapărat experiență în treaba asta. Dar Duster-ul se descurcă de minune în spate acolo. N-avem probleme cu garda la sol, cu nimic. Op. Și mai în față ar trebui să fie un drum ceva mai abrupt chiar de off-road. O să vedem dacă am curaj sau nu să merg cu Duster-ul pe acolo. Cu asta nu cred că ar fi nicio problemă. Uite, curge și apa pe aici de sus. Se duce în pârâu după aia. Pârâul Neagra suntem aici. E superbă zona. Dar, na, niciuna dintre mașini nu are nicio problemă. La Raptor e chestia că e capota mare și s-ar putea să nu vezi. Dar în rest, nicio problemă, suntem pe modul normal, pe 4-wheel high, pe 4 high. E și un pic de zăpadă, dacă ne chinuim puțin dăm de urs. Glumesc, evident. Uite, și acum suntem pe un drum pietruit. Ia să vedem. Raptorul nu va avea nicio problemă, chiar dacă ne fățâim de colo-colo, și nici Duster-ul nu cred.
Da. Râulețu pe un drum pietruit. Asta e singura chestie la off-road. Dacă urci sau dacă ai o mașină mare, nu vezi ce ai sub roți. Însă dacă te duci aici, te duci la off-road, asta e zona cea mai mișto. Te duci la camere și ia să vedem ce ne arată. Ne arată înclinarea, măcar să vedem camerele. Și acum, da, de aici și camerele, 360, ca să se și vadă. Să vedem și terenul, ca să nu atinge nimic. Vedem și în față și pe unde merg roțile. Nu cred că la Duster va fi o problemă. Merge și Dusterul foarte bine. Ce zonă superbă pe aici. Acum, ce te faci când ai un drum mai îngust? Noroc cu camerele. Raptorul doar trebuie să aibă vreo problemă, dar dacă nu ești obișnuit cu dimensiunile mașinii, uite, se vede podul frumos, Dusterul e mai îngust. E mașina aproape perfectă. În afară de un Jimny nou, nu cred că e nimic care să fie mai potrivit decât Dusterul pe aici. Bun, acum suntem pe drumul de off-road. E un drum forestier foarte nasol. Se vede și în față. Mașina o trecem pe rock crawl. Deși nu cred că necesită rock crawl-ul. Și trebuie să o treacă în 4-low. 4x4 shift in progress. Gata, a trecut. Ok. Avem camerele, ia. Mi-a blocat și diferențialul spate. Putea să urce și cu 4-high. Nu era așa de greu. Deci putea să treacă și Dusterul pe aici. Putea și pe 4-high. Sunt curios cât mai ține. E nașpa dacă mergi pe 4-low, pentru că trebuie să-ți limitezi viteza. Aia e toată șmecheria. Nu e foarte nasol. Dacă avem gropi, ne urcăm pe banc. Da? N-am apucat să filmez asta, da? Dacă avem canturi, să nu rămânem blocați. Deci aici e o căbănuță ceva, deci e clar că se poate merge cu mașina. Nu trebuia să o pun în forlo. Bine, nu că nu trebuia, da, așa. Sunt anumite zone, să venim și cu Dusterul pe aici, mai abrupte așa. Și bine, noi, uite și o poieniță pe acolo. Noi nu facem off-road de performanță aici, nu suntem off-roadiști. Op. Dar e ok. Și acum trebuie să întoarcem. Ce lumină vine. Deci poienița asta este de vis. Și acum mergem la întoarcere pe drumul ăsta mai abruptișor așa. Problema e că dacă îți bate soarele din față, nu vezi unde e drum. Și ești efectiv blocat. Mare grijă la crenguțe. Bine, nu e cazul aici, da? Deci puteai lejer să mergi pe aici cu normal și 4-low. Hai să o facem asta, să facem așa. Ducem pe 4-high. Și modul normal. Că n-are rost. 4x4 shift in progress, 4-high. A, nu, e 4-auto, nu. Hai să o trecem pe 4-high. Și pe normal. Altceva. O să te miști mult mai ușor, mult mai bine. Altceva. Mașina asta nu simte deloc terenul. E efectiv un monstru.
Cu toate că ea nu e făcută pentru off-road ăsta extrem. E făcută pentru Baja Mode, adică să mergi pe un teren accidentat la viteză foarte mare. Ui! În zonele astea unde avem șanțuri, da? Încălecăm șanțul. Cu toate astea, dacă mai ai câte o creangă din asta, da, trebuie să încerci să o eviți dacă se poate. Gri mașina, dar noroc că la Dusterul ăsta, la Raptorul ăsta, merge foarte bine. Uitați-vă un urs Herius Potterus, filmatus, care ne filmează. Bun, acum hai să facem același drum și cu al nostru Duster made in Maioveni. Adevărul e că după ce mergi cu Raptorul, e pe 4-auto, n-avem de ce să-i dăm 4-lock, că urcă, n-are niciun stres. Dar trebuie să avem grijă la nămolul ăla de aici. Aici e beleaua, aici e buba. Trebuie cuplu de diesel, 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 cuplu de diesel. Ah, bravo! Bravo! Bine, a urcat ea mai nasol. E nasol când e totul alunecos. Sunt în regulă. Ești în regulă, da? Foarte mișto camera 360 la Duster, că vezi cam unde merge. Și are și dungi aici. Vedeți? Dungile unde sunt roțile și aici unde bara. Deci pe aici merg roțile și pe aici e bara. Foarte tare, ca să nu zgârii ceva. Bine, rezoluția și luminozitatea puteau fi mai bune, dar o chestie foarte interesantă. Până acum, uite, ia-ți dăm și la camera spate, bă, nu s-au murdărit. Condițiile în care mașinile sunt foarte, foarte nemolite. Când pleci de pe loc în rampă, mare grijă, da, cu ambreiajul. Apropo, cazul în care n-am zis-o până acum, avem 1.5 dieselul, care este cel mai ieftin Duster pe care poți ți-l iei cu transmisie, cu tracțiune integrală, în echipare Expression, costă vreo 21.100 de euro, cel mai ieftin. Mai pui scaune încălzite, mai pui round view monitor și ai și medianav și ai un Duster complet echipat, aproape complet. Și dacă vrei să mergi mai tare, de exemplu cu a doua, uite aici e șanțul, îl încălecăm frumos. Dacă vrei să mergi un pic mai tare pe astfel de drumuri, mergi. Ce-i drept, dacă vrei să faci un off-road mai extrem, uite, mașina e destul de ok aici. Nu se chinuie, nu te zguduie prea tare. Să-i dăm la a doua. Dacă vrei să faci off-road ceva mai bun, ia-i niște anvelope și sunt, există comunități de Duster care se duc în off-road cu ele, le ridică, le pun anvelope, le tratează pe dedesubt. Foarte ok, dar per total Dusterul ăsta n-a dezamăgit astăzi deloc, n-a dezamăgit. Pe de altă parte, sunt sigur că și alte mașini ar fi putut să vină pe aici, că noi nu suntem cei mai tari din parcare la off-road, evident. Dar mă surprinde cât de ok merge mașina pe un astfel de teren, fără să te zguduie prea tare. Aici este un teren de pământ cu nămol, cu un pic de pietriș, diametru de bracaj bun, bagi în marșarier ușor, a întâia iar. Asta e mișto la Duster, că se manevrează ușor. Și dacă vrei un Duster 4x4, părerea mea e că ar fi mai ok să-ți iei diesel. Cu toate că cuplurile la 4x4, benzină, diesel, nu sunt diferite cu mult. 260 Nm la asta, 250 la 1.3 TCE, 150, că nu poți să-ți iei 1.3 TCE, 130 4x4, doar tracțiune față. Și dacă vrei automată, trebuie automat să-ți iei tracțiune față. Hop. Da. O decentă mașina, decent, decent, decent. Tot dăstărelul decent. Uite, și aici încălecăm la viteză. Ia să vedem hill descent-ul. Pac. Nu s-a activat. Cred că trebuie, uite, acum s-a activat. Sunt curios la ce viteză o ține. Scade puțin, scade puțin. Are o viteză prestabilită. Că nu cred că dacă îi dai raise, nu. Hai
hai să-l dezactivăm. Oricum ăsta nu-i teren de hill descent control, da? Și aveam să văd dacă se stabilizează la o viteză. Hill descent-ul a fost bun acolo, pe deal. De-am urcat și am coborât. Unde era niște nămol. Dacă o prepari, poți să faci din Duster o mașină de off-road bună. Da. Ia să vedem să o încălecăm așa. Ideea e să nu dai în gropi. Pe cameră nu se vede, dar șanțurile sunt mult mai abrupte. Toată lumea știe că camera nu arată chiar totul. Adică noi suntem aici la vale. Uite, dacă punem un hill descent acum. Hop. Mașina, uite, frânează singură. Dovadă că noi nu suntem pe un teren drept și mașina aplică frâna ca să o mențină la o viteză, ca noi altfel am fi luat-o la vale. Vezi? Și aici este pură, pură coborâre. Chiar dacă din nou nu pare. Ia. Hill descent-ul. Și anvelopele astea Goodyear All Season nu sunt rele deloc. Au suficiente canturi. Uite, aici e testul de foc. Aici trebuie să o încălecăm puțin. Hop. Hill descent-ul control e bun pe nămol. Bun pe nămol și când e abrupt. Gata. Și-a făcut treaba. Și-a făcut. De aici cu a doua, frumos. Urcă, are tracțiune, nu e problemă ea. Urcă dacă vrei, dacă chiar vrei să te joci cu ea, urcă, urcă ea. N-avem unde să facem punți încrucișate pe aici. Dar uite, dacă vrei să mergi cu ea în lateral, poți să faci asta. Mare, mare atenție pe suprafețele cu noroi. Mare, mare atenție. Bun, țineți minte, la Duster ușile nu acoperă pragurile în totalitate, deci mare atenție când vă urcați, să nu vă murdăriți așa cum am făcut eu, da? Deci nu e asta problema, dar trebuie să fiți doar atenți. Hai să încercăm și modul Baja cu Raptorul. Mod sport de off-road. Care mașina efectiv nu se chinuie. Cred că poți să faci și niște glisade dacă vrei. Da, bine, nu e drumul pentru asta. Iar pe asfalt. E incredibil cum se mișcă mașina. Pe orice teren. Și cum se aude și tot. Păcat că n-ai unde să-l folosești la noi în țară. Am ajuns și înapoi în București, de fapt în Corbeanca, la Clino Car Center, unde au detailing și spălătorie. Am spălat Toyota, acum se spală și Duster-ul. Doar ce a început spălarea. Iar Raptorul este pe final. E aproape, aproape gata. Sunt curios cum o să iasă, sunt curios. După aceea să inspectăm mașinile, să vedem dacă au ceva. Raptorul nu cred că are nimic, dar nici Duster-ul nu cred că are nimic. Deci, dacă vreți spălătorie, self-service, au și roboți, au și detailing, da? Am mai făcut noi clipul cu camionul la Clino. Veniți cu încredere!
Hai să testăm și noul RoboWash de la Clino. 1 liber, intră dastărelul, că e deja foarte curat Raptorul. Aici la Clino, dusterul la RoboWash. Acum e momentul să inspectăm mașinile. Ia, veniți încoa. Deja l-am inspectat. Și, ia, asta e o umbră. M-am și speriat. Nu știu dacă se vede, dar de asta nu-mi place mie să fac off-road, că nu mă pricep și am zgâriat janta asta. Da, e vina mea, eu eram la volan. Îmi pare rău Dacia România. Dar de acum încolo, dacă mai facem episoade de off-road, trebuie făcute atunci când organizează producătorii așa ceva. Îmi pare rău. Și acum hai să vedem Raptorul. Raptorul n-are nimic. E ca nou. L-am spălat interior, exterior, nu mai are nămol, nu mai are nimic pe niciunde. Raptorul este o bestie în off-road, dar dastărică s-a descurcat foarte, foarte bine. Problema la duster a fost șoferul, adică prostul de mine. Dar dusterul, chiar și în varianta asta nouă, e o mașină bună în off-road. Și în 2024 apare modelul nou. Hai să vedem cum va fi. Mulțumim pentru atenție. Mulțumim Clino, mulțumim Dacia, mulțumim Ford. Ne auzim în comentarii. Dați și voi un like pentru janta asta de duster zgâriată. Și cam atât a fost. A fost o zi lungă, a fost o zi grea. Și de la Clino, din Corbeanca, mașini cu Lucipopa se încheie.